Vizita în teren a jurnaliștilor de la Recorder, care i-au însoțit pe reprezentanții Greenpeace în teren la Vama, s-a lăsat cu un incident. Consilierul local din Comuna Frumosu, Simion Chiruț, ar fi intrat intenționat cu mașina în echipa de filmare, după cum susțin activiștii de mediu. Contactat telefonic, alesul local recunoaște că a atins mașina jurnaliștilor, dar spune că nu a făcut-o cu intenție. Nu intenționat. Deci filmau în timpul când am ajuns, deci o porniță. I-am depășit să trec în fața lor, să-i opresc, să-i întreb. Da. Și în momentul acela venea o mașină de sens opus, am forțat-o un pic partea dreaptă. Și am atins un pic coripa mea din dreapta, colțului din stânga un pic la... S-a zbereat un pic opseaua, deci nu... Bun, deci practic dumneavoastră vrea să-i întreb. Domnul mi-a spus că e domn public și de acolo e domeniul privat. Niciun fel de problemă. Domn public, eu nu pot să le fac nimic. La bine, dacă nu se poate, nu-s niciun fel de problemă. Le nu le-am vorbit urât, nici dâns și tot la fel. Le-am vorbit frumos. Dar ne-am înțeles, au venit poliția, au venit să o lua declarație, s-o lua tot absolut. Domnul a spus că nu fac niciun fel de... Okay, de plângere nicăieri, că eu le-am plătit pagubă. O sunat undeva la un service, s-a spus cât costă și le-am dat bani, s-a specificat acolo, la 2500 de lei. Poliția confirmă că cei implicați în incident s-au înțeles pe cale amiabilă. Consilierul le-a plătit jurnaliștilor paguba de 1500 de lei, iar echipa de filmare nu a mai depus plângere la poliție.